Puteți să ne spuneți ce se întâmplă? De ce protestați? Deci protestăm împotriva este. N-aș vrea să spun la doamne, dar tovarăși grecean, mai mult de jumătate de an am dat-o, am scris vreo câteva scrisori, să dea un ajutor material bănesc, adică să mă duc în Europa să-mi fac o operație la coloană de perioadă. Și dumneavoastră, nici nu mi-a dat răspuns, nici nu m-a chemat în audiență, mi-a trimis niște medici acasă. Unii medici și eu mai înainte m-am adresat la dumneavoastră și mi-au spus că n-au așa apărături performante și nu dau nicio garanție, în primul rând, că a fi mai bine sau a fi mai rău. Și eu am hotărât că dacă ei mi-au spus așa, ce să mă duc să mă fac eu scurs, dacă aș fi mai rău, aș fi nevoie și destul că 10 ani în scaunul zburătiri. Deci vreau să este posibilitatea să mă duc în Europa, în Israel, să fac operație la coloana vertebrală și am nevoie de 30.000 de euro. Și dumneavoastră, vă spun că nici nu m-a chemat, nici măcar să-mi dea un răspuns oricare. Mă scut cum am trimis așa și o uitat de toate chestia asta. Și vreau să de-atâta protestăm că poate s-a dat de seama și ei, și trebuie, și nu trebuie. Doar și eu sunt veteran la două războaie și invalid de gradul întâi. Și în Afganistan am participat și în Transnistria. Dumnezeu ei și știe, ea că acum în timp de față de 100 ceva de milioane de lei spune asfalt, trotuar, înaintea căsă acolo. De unde e așa? Pentru mine nu spate că stă acolo 400.000 de lei, dar de milioane se fac asfalt și trotuare și chestii, variante. Nu ați nu știți și stare trăiesc eu, dacă băieții știu, eu trăiesc la o societate acolo, am o cameră 3-4, nu-i apă, nu-i vicel, nu-i lumină, nu-i de la vecin, eu Pirinosca. Mai spun, trăiesc într-o mizerie extraordinară. De cât timp protestați? A treia zi azi. A treia zi? Da. Și veți continua? Și am să continuăm, poate să mai apelăm la băieți, la combatanți, la văduvi care vor să vină să mă susții. Și am să facem protest, adică de amul mai mare. Și am să vedem, dacă nu, n-aș hotărăți nimic. A să ducem să-i pichităm casa domnului Grăcean, dar să mă pun direct în poartă. Dar de la guvern nu a ieșit nimeni să vorbească cu dumneavoastră? Păi nu, ieri a ieșit un domn și am stat mult de vorbă așa și el a verificat chestia. Și am spus că este, dar nu i-a dat niciun răspuns. Doamna Grăcean ieri era dus prin Raioane, cu Republica, nu știu. Și nu i-a dat niciun răspuns.